Bună dimineața, doamnelor și domnilor, urmăriți a treia oră de previziuni la Antena 3. Este scandal uriaș în Alianța USR Plus pe tema candidatului pentru primăria capitalei. Cei din USR îl vor candidat pe Nicușor Dan, în timp ce colegii lui Dacian Cioloș nu concep să intre în cursa pentru capitală cu altcineva în afară de Vlad Voiculescu. Cu detalii despre acest scandal vine colega mea Oana Iancu. Oana, bună dimineața! Bun găsit tuturor, așa este, iată, din ce în ce mai tulburi sunt tabele în Alianța USR Plus, așa cum ai punctat și tu, cei din USR merg cu această variantă, cea a lui Nicușor Dan, pentru candidatura la alegerile locale pentru București, în vreme ce cei din Plus și îl doresc pe Vlad Voiculescu și au anunțat acest lucru încă din vară, cu toate că întreaga Alianță USR Plus ar prefera să meargă cu un candidat la comun, însă nu se înțeleg deocamdată, pentru că cei conduși de Dacian Cioloș îl doresc pe Vlad Voiculescu, cel care nu a ratat în ultima perioadă să capete notorietate în aparițiile publice pe care le-a tot avut în ultima perioadă. În plus, cei din USR ar vrea să-și impună oamenii și în consiliile locale, dar și în primăriile marilor orașe și, desigur, cei din USR sunt destul de deranjați și de acest aspect, iar cei din Plus mizează pe eșecul lui Dan Barna de la alegerile prezidențiale din acest an. Așadar, rămâne de văzut care va ceda și până la urmă dacă vor merge cu un candidat comun sau fiecare cu candidatul său. Oana, mulțumesc!